Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au continuat activitățile de informare a oamenilor cu privire la principalele obligații ce le revin în calitate de deținători de animale. Acțiunea a fost desfășurată în piața agroalimentară din comuna Dobroteasa. Principalele obiective ale activității au fost informarea cetățenilor în vederea responsabilizării și conștientizării importanței sterilizării, aducerea la cunoștință a obligațiilor pe care le au deținătorii de animale, precum și informarea cu privire la riscurile rezultate în urma acțiunilor de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor. Pentru a atinge obiectivul acestei acțiuni, polițiștii au oferit materiale informativ preventive. Aceștia reamintesc tuturor că există pedepse aspre pentru cei care lovesc sau chinuie animalele. În unele cazuri se poate ajunge și la închisoare pentru acest gen de fapte. Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau cu amendă folosirea armelor cu tranquilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora, practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive, dar și rănirea cu intenția animalelor. De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal, despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum 8 săptămâni de viață și folosirea animalelor vii pentru dresaj sau pentru a le controla agresivitatea. Iar cu pedepse cu închisoarea de la 2 ani la 7 ani se pedepsește uciderea animalelor cu intenție fără drept, schingiuirea animalelor, organizarea de lupte între animale sau cu animale și zoofilia.